Hello babies, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adriana, sex educator și coach. Eu sunt aici pentru a vă ajuta să aveți o viață sexuală cât mai împlinită și explozivă, de ce nu? Clipul de astăzi o să discutăm despre sâni și în special despre sfârcuri, despre jocul cu sânii, sfârcurile, deoarece poate fi extrem de plăcut. O să facem un fel de ghid, da, pentru jocul cu sânii, cu sfârcurile în special. Dar înainte de asta vreau să vă reamintesc de Patreon, vă aștept acolo, postez de 2 ori pe săptămână. Conținutul de pe Patreon este dedicat exclusiv adulților, deci dacă nu sunteți adulți nu puteți intra acolo. Așa că haideți să începem. Stimularea sfârcurilor este un lucru extrem de plăcut pentru bărbați cât și pentru femei. Poți ajunge inclusiv la orgasm prin stimularea sfârcurilor, chiar dacă ești bărbat, chiar dacă ești femeie. Și de ce zic asta? Sfârcurile sunt de fapt țesut erectil. Ați observat atunci când vă este frig, sfârcurile reacționează și ies în evidență. Deci, inclusiv când sunteți excitate sau excitați la fel, sfârcurile se măresc, ceea ce înseamnă că acolo există țesut erectil, cum există și la penis și la clitoris. Acum, ce este stimularea sfârcurilor? Stimularea sfârcurilor, de fapt, este o tehnică sexuală, da? Deci are legătură cu sexualitatea și cu sexul. Având în vedere că este o zonă extrem de erogenă, foarte puțină lume explorează partea asta de stimulare a sfârcurilor și a sânilor, că în special femeile au zona sfârcurilor foarte, foarte sensibilă și ar trebui încadrată în preludiu, de exemplu. Există persoane, da, și aici ne referim și la bărbați și la femei, care au o sensibilitate extremă și atunci trebuie să fii foarte gentil cu sfârcurile și nu poți să le stimulezi foarte intens. Avem studii care ne arată că stimularea sfârcurilor are legătură cumva cu zona de clitoris și zona de penis în creier, în zona cortexului. Deci clar există o legătură destul de intensă. Haideți să discutăm despre pași pe care trebuie să-i urmezi atunci când vrei să te joci cu sfârcurile, da? Deci când vrei să stimulezi sfârcurile pentru plan sexual. Aceste tehnici se pot folosi chiar dacă ai partener, dar și cu tine însăți, da, să le stimulezi singur sau singură. În primul rând, trebuie să folosești lubrifiant. Ați auzit bine, deoarece sfârcurile, în general, sunt foarte uscate, foarte sensibile și atunci când tu te joci pe uscat, cum s-ar spune, și nu ai niciun fel de lubrifiere, pot apărea inclusiv iritații, dureri și atunci chiar și sângerări. De asta un lubrifiant te ajută să stai departe de aceste probleme. Pentru zona, ca lubrifiant, aș recomanda un lubrifiant cu arome pentru zona sfârcurilor, pentru că puteți să stimulați inclusiv cu limba, o să ajungem și acolo, dar vă puteți folosi inclusiv de gură și atunci lubrifiantul care are arome va aduce o plăcere în plus. Următorul lucru pe care trebuie să-l știți este că trebuie să începeți foarte, foarte ușor și încet. Începi prin a masa tot sânul, da? Începi să masezi tot sânul, nu te duci direct pe sfârc, exact cum este și la vulvă. Începi din exterior, da, deci cu totul și după sari pe clitoris. Deci la fel și la sân, masezi toată zona sânului. Inclusiv cu degetele te poți juca pe zona de mamelon ușor, ușor. Și bineînțeles, poți să alternezi asta într-un preludiu complet, da? Nu trebuie neapărat să te axezi strict pe sân.
Dar dacă vrei să începi doar explorarea sânilor, da, o iei ușor cu tot sânul. Numărul 3, aș zice să experimentați cu diverse produse calde sau reci. De exemplu, gheață. Ați observat că sfârcurile au erecție atunci când este frig afară. Automat nu înseamnă că ești excitat, să zic, de fiecare dată când ești afară și e frig. Sau poți să experimentezi inclusiv cu acele candele speciale pentru corp, lumânări speciale pentru corp și să experimentați prin intensitatea căldurii, da, și a frigului. Cumva crește circulația în zona sânilor și în zona sfârcurilor și plăcerea poate fi extrem de intensă. Tu trebuie să încerci, da, mai multe lucruri să-ți dai seama exact ce îți place. De obicei, oamenii stimulează sfârcurile și sânii doar cu mâinile și cu limba și cam atât. Deci nu foarte puțină lume intră în arta asta de a oferi o stimulare extrem de completă. Foarte puțini oameni intră în arta asta de a stimula sânii complet. Numărul 4, aș zice să folosiți și acele cârlige care sunt speciale pentru sâni. Există diverse modele pe piață, unele care se pot regla în funcție de cât de mult îți place să ai presiune. Unele persoane adoră durerea, da, și atunci există acele cârlige, să le zic așa, care strâng mai tare, da, le poți regla. Puteți să folosiți și partea asta. Și întotdeauna când folosiți aceste cârlige, încercați să le puneți la baza sfârcului și nu pe vârf, pentru că produce durere dacă le puneți pe vârf. Când e la bază, poate fi mult mai plăcut. Folosiți jucării sexuale, de exemplu, există acele jucării care au partea de aspirare, care poate fi folosită și pentru zona clitorisului. Le puteți folosi și pe sfârcuri, sunt extrem de eficiente. Sau dacă nu, chiar și acele bullet toy care sunt foarte micuțe, cât un deget, le puteți folosi tot așa pe zona de sfârcuri. E mai mult un fel de vibrație bâzâială care la fel aduce mai mult blood flow, adică crește fluxul sanguin în zona sfârcurilor. Și bineînțeles, numărul 5, și foarte important de altfel, folosiți-vă limba, folosiți-vă gura, gândiți-vă că sunt toate implicate aici, și lubrifiant, și toate, deci le acoperă pe toate. Inclusiv cât de tare strângi, cât de tare sugi, cât de tare lingi, deci depinde, pentru că poți să faci foarte multe lucruri cu gura ta în zona sfârcurilor. Suntem la numărul 6, care este și ultimul punct de altfel. Puteți să folosiți o pană, da, există acele pene speciale pentru jocul corpului, poate fi un exemplu foarte bun pentru corp, deci îl poți folosi pe tot corpul, oferă diverse senzații, inclusiv să gâdili, să zic așa, zona de sfârcuri. Dacă urmați toți pașii ăștia și, bineînțeles, sunteți și stimulate din punct de vedere mental și în restul corpului, puteți să aveți parte de un orgasm mult, mult mai intens, având în vedere că poate vă este stimulat și clitorisul în același timp, și veți avea un orgasm total. Bineînțeles că scopul tău final nu este neapărat să ai orgasm din stimularea sânilor, este important să te bucuri de toată călătoria asta și există persoane care nu acceptă niciun fel stimularea sânilor, pentru că poate li s-a făcut stimularea dureroasă și atunci li s-a creat o frică și o teamă.
Dar părerea mea este să încercați și lucrul ăsta, pentru că este de multe ori lăsat și pus la colț și nu se bucură lumea suficient de mult pe tema asta. Cam asta a fost clipul de astăzi. Dacă voi mai aveți ceva de adăugat, puteți să-mi scrieți în comentarii. Dacă mai aveți întrebări, eu cu drag vă răspund. Dacă aveți nevoie de consultanță, o să vă las linkul și cu drag vă aștept. Vă aștept și pe Patreon, dar din păcate am văzut că foarte multă lume se uită la clipurile mele, dar nu este abonată. Așa că dacă vă place acest canal, vă rog tare mult să apăsați butonul de subscribe. Este gratuit, nu trebuie să plătești nimic. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de relația voastră. Bye, bye!